Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Presia a atunat și a adunat. Uh-huh. Ar merge foarte bine în comuna Prahoveană Ciorani. Deși cred că ar merge cu o mică schimbare, o adaptare, ar fi a atunat și la adunat. Marin Voicu, stâlpul societății, acest stâlp al societății ciorănene, este primarul suspendat al comunei, a fost reținut într-un nou dosar penal care are legătură cu alegerile din 2020. Ciorănene ai spus? Ciorăniene. Cum ar spune un chinez? Nu știu. Ciolănene. Ciolănene, da. Bun. Domnul Voicu a fost mai întâi acuzat că a fraudat grosolan alegerile, în urma cărora a câștigat un nou mandat de primar și că a și organizat întreaga fraudare acolo. Adevărul că hoția a fost atât de caragialesc organizată, încât a devenit subiect de Republica Fantastică România. Am vorbit despre asta în urmă cu mai multă vreme, cred că prin vara trecută am vorbit despre asta. A fost o organizare mare, sunt multe persoane implicate. Iată ce difuzam la vremea respectivă. La Ciorani, la locale, ca să dăm și explicațiile, la localele din octombrie anul trecut, primarul Marian Voicu Irachianu a vrut să fie sigur că o să câștige alegerile. Luigi. Așa că citez din referatul procurorilor. Membrii secțiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean, inserând în aceste scrisuri date neconforme cu realitatea. Adică le-au făcut din pix. Cât îi trebuie el, șef? Hai să punem aici cât are contracandidatul. Contracandidatul are prea mult. Au mai tăiat de la unul, au mai pus la altul. Adică au făcut să fie bine pentru domn primar. Bă, ce porcărie îngrozitoare s-au așezat. 16, conspirație, pe la o grămadă de secții. Hai să facem aici frumos. Da, apropo, dânsul, domn primar Marian Voicu, nu știu, că-l cheamă Marin. Marin Voicu Irachianu e pomă mare, adică dânsul era la PSD. Până să vină la PNL. Cât a fost PSD la putere, a fost la PSD. După aia a venit PNL-ul la putere, s-a mutat și dânsul, pentru că de ce nu? Și avusese deja 5 mandate la primărie, acum îl voia pe al 6-lea. Era primar din 2000. Un mic mafiot local. Vă dați seama cam ce înseamnă să ai 5 mandate la rând la comuna Ciorani. Practic, trebuie să-l câștigi pe primul. Și dacă ești un bun gospodar, pe urmă vin... Da, dacă ești băiat deștept, după aceea îți faci procese verbale pentru următoarele 5 mandate. Și acum mă întreb, ce-o fi cu cealaltă jumătate? Deci, pe aia de ce n-au participat? Că doar nu credeți că există dizidență în primăria Ciorani la al 5-lea mandat, la sfârșitul celui de al 5-lea mandat de primar. Și nici atât de mult stăntă lei. Da, adică aia ce? Aia care era? N-avea încredere domn primar? N-avea încredere domn primar să-i pună la furat? Sau ce se întâmplă? Cum s-au simțit aia, știi, când au venit alegerile? Și domn primar și-a făcut corpul lui de 16 persoane de încredere pe care le-a trimis la furat și pe ăștia i-a ignorat. Elita. Dar ăștia cum s-au simțit? Poate nu erau pregătiți. Noi de ce nu ne bagă în seamă domn primar și pe noi la furat? De ce nu ne ia și pe noi la furat? Ce facem noi acum? Cui ne lasă? Da. Timpul a mai trecut, ancheta s-a extins acolo, cei ignorați și cu sufletul, cu inima sfărâmată de domn primar au fost totuși mai puțini decât știam noi la vremea respectivă, pentru că în cele din urmă este vorba de 27 de persoane implicate. 27 de persoane implicate din primăria Ciorani. 4 dintre suspecții au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, alți 23 vor fi judecați. Deci probabil că mai sunt doar câțiva acolo cu inima sfărâmată că ei nu au fost băgați în seamă de domnul primar. A început deci ancheta, mă rog, asta e, dar aici vine episodul 2, pentru că sacii cu probele, adică cu voturile șmecherite, au fost depozitați într-o magazie la judecătoria Mizil. Când deodată cineva, persoană rămasă anonimă, a furat sacii cu voturile furate și ele, la rândul lor. Întrebarea mea e, potrivit principiului prietenul prietenului meu, e prietenul meu, hoțul hoțului meu, ce este el? E prietenul meu? Adică face un rău hoțului sau este și el tot un hoț? Cum ar fi? Potrivit legendei lui Alibaba, e tot hoț. Tot hoț. Bun, ei bine, procurorii l-acuză acum pe primarul suspendat că a instigat la sustragerea de probe. De aici reținerea de zilele acestea. Deci a furat, dar a și furat. Cum ar fi, știi? Bun, și un nou dosar penal. E clar că primarului din Ciorani nu-i place să lase lucrurile neterminate. Da.
Eu mai am o nelămurire referitor la cazul ăsta, s-a deschis acum speța. Da. Deci zici că din aia 23, 4 au turnat și... Da. Nu, 4... Din 27, 4 turnat. Au recunoscut. Ce, abordare infracțională are asta. Da. Stai mă puțin, 4 turnat. Au turnat. Au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Da, pero pe scurt au turnat. S-au spart, a? Băi, ideea e, oare cum o fi aici? Că și aici e o nedreptate. Măi, ea poate au vrut să toarne toți, că nu au cum să toarne. Adică exista și varianta gata, dom'le, turnăm toți. Știi ce zic? Da. Adică pentru că dispare sensul turnătorii. Și altfel cum îi trage din căciulă. Bă, care vrei să turnați? Nu. Toți, șeful. Eu cred băi, că noi vrem, fiți atenți. E ea separat. Patru turnătorilor. Da, păi cred că domnii procurori, acum nu știu exact care tragem la sorți, procedura. Aveți noroc. Procurorii le spun, începe ancheta și le spun. Îi iau separat și zic, bă, prietene, fii atent care-i treaba. A turnat altcineva, știm tot. Da. Zice, nu știu ce. Și au nevoie de câteva acorduri, că acum nu o să mai vor să și pedepsească, știi? Asta zic, cum funcționa, e primul venit, primul servit. Da, că da. Că știi, da. Adică practic, da. Vreau eu șeful primul la audieri. Da. Nu merge. Păi face parte din presiunea psihologică, știi? Și când unul al cincilea se gândește, hai că m-am hotărât și eu să pare rău prea târziu. Too late. S-a dat. Da. Bun, dar stați. Mai avem. Stam. Aici cat al teleshopping. V-am spus, la Ciorani este o poveste întreagă. Ai un bonus. Iată o știre din 1 septembrie. Mai mulți localnici din comuna prahoveană Ciorani, în frunte cu primarul suspendat, sunt suspectați că ar fi obținut certificate fictive de vaccinare anti-COVID. Deci, și în acest caz a început o cercetare penală? Băi, adevărul, stai puțin. Ăștia sunt hoți de meserie. Bă, nu puteau acolo să nu-și treacă în CV chestia asta. Nu știu, la cum e justiția la noi, că e cu principiul pedeapsa cea mai mare. Mâine, știi, e păcat, adică dacă tot faci ceva și poți să faci niște fapte cu pedeapsa mai mică. Da, dacă tot e și păcat, să pui, puneți pe notă. Exact. Deci, că, băi, adevărul că... Deci, serios. Dacă faci o tâlhărie, pe urmă e păcat să nu mai faci un furt, să treci pe un roșu, să știi ce zic. Exact. Eu nu înțeleg. Fictivă. Ia gândiți-vă cum ar funcționa acest principiu la cârciumă. Să plătești doar chestia mai scumpă. Exact. Așa este momentul ăsta la justiție. Practic, tu te duci și pedeapsa cea mai mare, aia se aplică, restul sunt bonus. Așa, nu am merge noi la cârciumă și ce aveți voi mai scump aici? Asta. Bun, puneți asta pe notă și de restul ia dați meniu în coa. De pachet faceți, livrări, înțelegi? Dacă nu ai pune pe notă tot, în fond, care este problema? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.